În cele din urmă, am apelat la un elicopter pentru a vă prezenta mai bine frumusețile de vis ale acestor meleag. Cum ar fi, de pildă, cascada Bâlea, zisă și urlătoarea Bâlei, pe care o vedem acum în depărtare, situată între vârfurile Moldoveanu și Negoiu, cele mai înalte piscuri muntoase din România, cu altitudini de peste 2500 de metri. Dar iată că a venit momentul să ne luăm rămas bun de la Transfăgărășan și să ne urmăm drumul spre alte zări și alte obiective pe care să le supunem atenției dumneavoastră.